Președintele PDL Sălaj a criticat dur autoritățile care s-au implicat în rezolvarea cazului celor 30 de copii de la școala gimnazială numărul 1 din Pericei, care au ajuns la spitalul de urgență din Zalău, la secția de boli infecțioase, după ce au consumat lapte, corn și mere. De asemenea, a mai adăugat în cadrul conferinței de presă ce a avut loc azi la sediul PDL, că programul cornul și laptele ar trebui înlocuit cu masa în școală. Înainte de a intra în fondul acestei probleme, aș vrea să vă felicit pe toți, pe toată presa deopotrivă din județul Sălaj, pentru interesul pe care l-ați manifestat față de acest caz și să vă rog în același timp să ne fiți parteneri pe mai departe în încercarea noastră de a scoate la lumină adevărul în acest caz. M-ați întrebat unii dintre dumneavoastră de ce Partidul Democrat Liberal, ca partid de opoziție, nu a avut nicio reacție având în vedere gravitatea cazului de la Pericei. V-am spus celor cu care am discutat și vă spun tuturor. Am așteptat ca autoritățile în drept să finalizeze ancheta. Era corect din partea oricărei formațiuni politice, de opoziție sau nu, responsabilă, să aștepte ca ancheta să fie finalizată. Concluziile anchetei, în opinia noastră, sunt o bătaie de joc. În primul rând, la adresa celor direct implicați, copii, părinți, iar în al doilea rând, la adresa opiniei publice sălăjene. O consider o situație dramatică, abordată superficial de către autoritățile județene. Spun autorități județene și mă refer în special la persoanele care vremelnic conduc aceste instituții. Majoritatea angajaților acestor instituții sunt de bună credință, își fac treaba cu bună intenție, cu bună credință, nu acuz, Doamne ferește, în ansamblu nicio instituție a județului Sălaj și, așa cum o să vedeți în concluziile pe care le prezint, mă refer strict la persoane cu nume și prenume, respectiv funcția pe care o ocupă vremelnic. Tocmai de aceea le adresez prin intermediul dumneavoastră public solicitarea de a răspunde la câteva întrebări. Nu sunt puține, 26 la număr, legitime ale unui părinte care este îngrijorat de ceea ce ar putea să-i se întâmple și copilului său. Precizez, am luat ca suport informațiile furnizate de dumneavoastră, de media sălăjană. O să încep cu domnul director al școlii din Pericei, domnul Augustin Dănilă, care a spus că vor fi făcute analizele merelor din care au mâncat copiii. Este cât se poate de legitimă întrebarea. S-au făcut aceste analize, acele analize? Unde sunt rezultatele lor? Ce a făcut cu merele strânse imediat după incident de la toți copiii? De ce nu a transmis, așa cum s-a angajat, nici până azi, la ora la care vorbim, părinților acestor copii, fișele de externare din spital? Nu mai vorbesc că ne întrebăm și mă întreb în ce calitate școala, directorul școlii, dirigintele unei clase reține în mod abuziv, în opinia mea, fișele de externare ale copiilor. Din informațiile noastre,
Până în acest moment, niciun părinte nu a primit fișa de externare a copilului, ceea ce este foarte grav. Și o ultimă întrebare pentru domnul director. Când s-a realizat ultima curățenie generală în această școală? Sunt întrebări la care domnia sa este invitat să răspundă public. În funcție de cauzele pe care le vom identifica, instituțiile abilitate, vom lua măsuri în legătură cu furnizarea acestor produse, au spus autoritățile. Ce cauze au identificat instituțiile abilitate? Care sunt măsurile care s-au luat? Care sunt persoanele responsabile de această situație și ce măsuri s-au luat împotriva lor? Sunt întrebări generate de afirmația președintelui Consiliului Județean. Știm că 30 de copii au fost duși la secția boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Zalău. 4 au fost externați, 6 au fost internați la secția de pediatrie, iar 20 au fost internați la secția de boli infecțioase. Au transmis oficialii prefecturii Sălaj. Dacă e doar o ușoară gastrită, așa cum am aflat din relatările dumneavoastră, de ce 20 de copii au fost internați la secția de boli infecțioase? Specialiștii spun și susțin faptul că gastrita este un diagnostic. În vreme ce pentru toxi-infecție alimentară sau intoxicație alimentară, două chestiuni distincte, la prima vedere se emite doar o suspiciune, iar diagnosticul se pune după primirea rezultatelor de laborator. Mai mult, toxi-infecția are de obicei cauză germeni infecțioși, bacterii și toxinele lor, în vreme ce intoxicația alimentară, subliniez, intoxicația alimentară, are de obicei ca și cauză agenți chimici. Acest lucru îl spun specialiștii, nu spune nici președintele PDL Sălaj, nici un inginer. Îl spun specialiștii consultați de noi. De ce instituțiile abilitate au realizat doar analize pentru toxi-infecție, nu și pentru intoxicație alimentară, în condițiile în care, încă de la debutul acestui caz, avem de-a face cu o suspiciune? Mai mult, din punct de vedere clinic, tot opinia specialiștilor, fiind gastrită, mai degrabă ne îndreptam spre o suspiciune de intoxicație alimentară. De ce nu s-a realizat analiza toxicologică în acest caz? Din comunicarea DSP, Sălaj, reiese că rezultatele de la probele pe care le-au prelevat de la corn, lapte și mere sunt în limite normale. Tot un citat din ceea ce dumneavoastră ați prezentat. Ce fel de rezultate? Eu personal n-am reușit să-mi dau seama despre ce rezultate vorbesc. La ce fac referire rezultatele? Ce înseamnă limite normale? De ce nu ni se prezintă concret rezultatele? Ar fi normal să se prezinte rezultatele de laborator, ca orice laborator, cu rezultatele testelor obținute pe o coloană și limitele normale pe altă coloană, astfel încât orice om interesat să poată să-și dea seama dacă sunt sau nu în limite normale. Bineînțeles că trebuie să fie specificată și metoda prin care s-a ajuns la acele rezultate. Ce probe s-au luat? De unde știm noi acum că probele sunt de la merele care au ajuns pe masa copiilor din Pericei? Unde sunt procesele verbale de prelevare și sigilare a probelor de la fața locului? Sunt de asemenea întrebări legitime la care autoritățile în drept sunt chemate să răspundă. De asemenea, autoritățile abilitate ne-au informat
asupra faptului că s-au luat probe de la mai multe loturi de lapte și mere. Numărul germenilor și bacteriilor conforme, principalele elemente urmărite, sunt în afara oricărui pericol. Am încheiat citatul. Pe noi, pe dumneavoastră, opinia publică, interesează, într-adevăr, întregul proces, toate loturile de lapte, corn și mere, dar ne interesează în principal lotul de la Pericei. Faptul că se vorbește de mai multe loturi, în opinia noastră, este o încercare de distragere a atenției de la problema principală, cea a lotului de la Pericei. Mai mult, este foarte posibil ca numărul germenilor și bacteriilor să fie conforme la acele loturi, dar nu și la lotul de la Pericei. Pe de altă parte, care sunt acele bacterii și acei germeni care sunt conformi și care sunt microorganismele care nu au concentrație conformă, deoarece înțelegem că numai bacteriile și germenii principali sunt la nivel conform, în timp ce cele secundare nu sunt menționate deloc și există posibilitatea ca aceste microorganisme să fie cele care au declanșat epidemia. Din nou ridic problema existenței proceselor verbale de prelevare a probelor și, bineînțeles, a păstrării unor monstre pentru o nouă expertiză dacă se solicită acest lucru. Unde sunt toate acestea? Am văzut de asemenea o afirmație care, vă mărturisesc, m-a șocat. Aparține doamnei director de DSP Sălaj, doamna Ligia Marincaș, citez: au mâncat o cantitate de mere pe stomacul gol, dar știți cum e la copil, efectul de turmă, dacă pe unul doare burta, îi doare pe toți. Am încheiat citatul. Dacă a fost doar efectul de turmă, de ce 20 de copii au fost internați la secția de boli infecțioase? Conform DEX, turma este o noțiune cu conotații eminamente animaliere. Pentru doamna director, prezint, așa cum scrie în DEX, definiția turmei. Grup mai mare de oi sau de alte animale, domestice sau sălbatice, care trăiesc împreună. Sau mulțime, grup mare de oameni, în dezordine. Nu știu ce a vrut să spună, dar vă mărturisesc că am fost șocat de această afirmație. Pe de altă parte, mâncarea fructelor pe stomacul gol este recomandată de orice medic nutriționist. Cum de doamna Ligia Marincaș asociază consumul merelor pe stomacul gol cu o tulburare internă atât de violentă la un număr atât de mare de copii? O altă afirmație, într-adevăr mai puțin șocantă, îi aparține purtătorului de cuvânt al DSP, DSVSA Sălaj, domnul Kindriș, Vasile Kindriș. Probabil au mâncat în aceeași pauză măr și lapte și vă dați seama cum îi afectează asta pe copii și ce erupție se produce în stomac. Nici unui adult nu-i face bine, dar pe unui copil. Închei citatul. De ce s-a întâmplat acest lucru numai în școala din Pericei, când toți copiii din județ au consumat lapte și măr și nu au avut nicio erupție în stomac? De unde vine teoria că mâncarea unui măr și consumul a 250 de ml de lapte produce erupții la nivel de stomac? Dacă ar fi așa, atunci de ce nu sunt toți copiii din județ internați zilnic, deoarece ei consumă zilnic aceste alimente? Este asemenea o întrebare la care DSVSA Sălaj ar fi frumos să răspundă. Mai mult, de la un inginer de data aceasta, pentru domnul Kindriș. Bolile eruptive apar pe piele, nici de cum în stomac. Din descrierile din presă rezultă că merele sunt de calitate inferioară, așa am înțeles din ceea ce ați prezentat dumneavoastră. Ar fi interesant de aflat la ce preț sunt plătite aceste mere. Foarte important, Spitalul Județean era obligat să recolteze probe pentru examene toxicologice în vederea transmiterii
către IML, către medicină legală. Întrebarea noastră este, au recoltat aceste probe pentru examenul toxicologic și le-au transmis către IML? DSP Sălaj a solicitat acest lucru Spitalului Județean? Mai mult, întrebăm, de la cine a fost recoltat sânge? Că din discuțiile pe care le-am avut cu părinți ai copiilor, la unii le-au recoltat sânge, la unii nu. Nu știu pe ce criteriu i-au selectat celor care le-au recoltat sânge și celor care nu le-au recoltat. Tot din discuțiile avute cu părinți, o explicație pe cât de, n-aș vrea să o numesc, interesantă, pe atât de halucinant a fost că este prea slăbuț și nu ar fi bine să-i tragă sânge. Era obligația laboratorului din Spitalul Județean să facă aceste analize, mai ales că cei mici erau internați acolo. Problema reală este a probelor în litigiu. Cele prelevate de la fața locului. Unde sunt acele probe și cine le-a sigilat? Pentru că acum să se poată solicita o nouă expertiză toxicologică pe aceeași probe biologice, dacă este cazul, la un laborator independent. În concluzie, în opinia noastră, programul Cornul și Laptele, Fructe în școli, sunt de mult perimate, ele trebuie înlocuite de urgență cu programul propus de Partidul Democrat Liberal, Masa în școală. Am prezentat aici, la o conferință de presă, acel program, acea inițiativă legislativă. Vă retrimit pe mail tuturor să vedeți ce simplu ar fi dacă s-ar da curs acestei inițiative legislative. 2. Doamna director Ligia Marincaș vorbește despre turmă, iar domnul Kindriș vorbește despre erupții în stomac. Poate era firesc să fie invers, dar eu cred că ar trebui ca doamna director Ligia Marincaș în primul rând să-și ceară scuze public pentru aceste afirmații, iar în al doilea rând să răspundă la întrebările noastre. Bineînțeles, cele care vizează DSP Sălaj. În ce privește DSVSA Sălaj? Cu tot respectul pentru instituția purtătorului de cuvânt. Eu însumi am fost mulți ani de zile purtător de cuvânt la o instituție de stat din Zalău. Și știu cât de important este acest rol pe care îl joacă purtătorul de cuvânt în apărarea instituției. Cu tot respectul încă o dată pentru purtătorul de cuvânt, îl rog pe domnul director al DSVSA Sălaj, domnul Firicel, să iasă public și să comunice în numele instituției pe care o conduce răspunsurile la întrebările pe care le-am adresat. Sigur, nu vreau să fiu răutăcios, dar trebuie să spun, doar dacă se poate deconecta de la wireless-ul din prefectură. Consiliul Județean Sălaj, în calitate de gestionar al programelor Cornul și Laptele și Mere în școli, are obligația să lămurească în întregime acest caz. Și nu este nicio amenințare, nicio sesizare, este doar o afirmație. Noi, Partidul Democrat Liberal Sălaj, vom supraveghea îndeaproape evoluțiile acestui caz, atrăgându-le atenția celor implicați asupra faptului că în justiție există și posibilitatea sesizării in rem. Vă rog, în final, pe dumneavoastră să aveți amabilitatea să adresați aceste întrebări directorului școlii din Pericei, directorului DSP Sălaj, directorului DSVSA Sălaj și președintelui Consiliului Județean Sălaj.
Vă mulțumesc foarte mult, iar dacă aveți întrebări pe ceea ce am prezentat, vă stau la dispoziție cu observația că le aveți toate pe mail. Credeți că vrea să se mușamalizeze toată treaba asta, având în vedere că nimeni n-a zis nimic despre cel care distribuie cornul și laptele? Noi nu știm în acest moment decât ceea ce ni s-a prezentat public. Avem câteva suspiciuni în ceea ce privește calitatea celor produse, de aceea am adresat întrebările respective. Avem câteva suspiciuni în ceea ce privește examenele la care au fost supuși copiii internați în secția de boli infecțioase, de aceea am adresat acele întrebări. Cu siguranță, după ce vom primi răspunsurile, vom vedea cineva se face vinovat de ceea ce s-a întâmplat. Așa, cu o ușoară gastrită, știți foarte bine, cu ceai de mușețel, rapid rezolv problema acasă, nu ambulator. La diagnosticul pus copiilor, clar, ancheta este încheiată. Veți apela la acea formă de sesizare a justiției? Nu știu dacă ancheta este încheiată. Dacă vom primi acest răspuns, funcție de răspunsul pe care îl vom primi, vom continua demersul nostru de a face lumină în acest caz. Categoric da. Categoric da. Ceea ce încercăm noi să spunem este că dacă ajungem să ne jucăm și cu sănătatea copiilor noștri, înseamnă că nu mai avem nicio limită. Adică probabil dacă vă cere, iar cu privire la seriozitatea cazului, am sesizat din răspunsurile oficialităților implicate că aia chestie, nu ne agitați atâta, copiii se îmbolnăvesc unul de la celălalt. Păi, înseamnă că restul problemelor clar vor fi. Dacă în materie de copii lucrurile sunt atât de ușor băgate sub preș, orice alt subiect este derizoriu și unicul scop este ca la sfârșitul zilei să meargă liniștit acasă. Adică, eu sincer să fiu, cred că nu a fost nicio anchetă și nicio investigație reală. Medicul de familie care a fost prezent la școală, a avut o discuție cu el și zicea că merele aveau gust de sfir. Foarte interesant că domnișoara Ligia nu a sesizat acest lucru și a avut o discuție cu ea și s-a dat un răspuns așa apar. Gust de fapt. E un răspuns și răspunsul vag e mai bun decât ceea ce le-a răspuns un angajat al Spitalului Județean unui părinte, spunând, dar cum vă permite să trimiteți copiii bolnavi la școală? Întrebând un părinte fiind foarte îngrijorat de ceea ce s-a întâmplat, spunând, întrebând ce se întâmplă cu copilul meu, păi dacă îl trimiteți bolnav la școală? Nici. Iar, nu știu, dacă veți înainta cu întrebările, veți observa că niciun medic nu ține copilul o zi și o noapte dacă are nici dureri la stomac. Hai să fim serioși. Toți am avut, și că eram copii, și că eram și acum mai recent, mici dureri la stomac și nu ne-am internat-o. N-am fost ținut de către medic în spital pentru chestia asta. Dacă vor fi date răspunsuri sincere la cele 26 de întrebări, sunt convins că veți afla, ca și noi de altfel, prin intermediul dumneavoastră, ce s-a întâmplat acolo. Acest lucru îl dorim și vă încurajăm să continuați, cei care ați făcut-o și până acum, să continuați această anchetă, pentru că, așa cum voi ați tras concluzia că ceva e putred și nu în Danemarca, ci în lada cu mere, și noi avem aceeași suspiciune ca și dumneavoastră.